2024 avem în față cea mai importantă decizie de la independență. Ne vom alege viitorul. Referendumul va petrui calea noastră de mâine. Și eu am încredere că neamul nostru vrea pace. Tot în 2024 ne vom alege președintele pentru următorii 4 ani. Și am toată încrederea că poporul va judeca înțelept și va alege liber ce fel de președinte își dorește. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Mi-am respectat jurământul și sunt hotărâtă să continui. Știu că Moldova are un viitor frumos în față. Nimic nu ne poate sta în cale dacă muncim împreună. Să dăm toți ce avem mai bun pentru Moldova!